La Sydney 2000, centrul olimpic, Floria noastră l-a cunoscut sau l-a adus pe primul român calificat la Jocurile Olimpice, un înotător. Lista, sperăm și ținem pumnii să fie foarte, foarte lungă cu alți sportivi din diverse alte sporturi. Neața, Florii! Neața, Răzvan, neața, Dani, așa este, lângă mine se află primul român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este vorba despre Robert Glință. Bună dimineața! Bună dimineața! Te așteptai să te califici primul? Mă așteptam să mă calific destul de vreme, având în vedere că nu e prima dată când cobor sub timpul de calificare pentru Tokyo anul acesta. Am reușit prima dată în Luxemburg, dar a fost înainte de perioada de calificare care începe la 1 martie. Apoi, a doua oră, în proba de 100 metri spate, am înotat sub baremul de calificare la Bacău, dar nu era bazin omologat. Și următoarea dată, când am avut 100 de metri spate, a fost bazin omologat și în perioada de pregătire și am scăpat de acest stres de calificare. Deci, pentru mine nu a fost un foarte mare obstacol, pentru că, m-am mai spus, obiectivul nostru principal este ce se va întâmpla acolo, nu doar calificarea. Bănuiesc că îți dorești o medalie, nu? Bineînțeles, asta este ceea ce ne motivează și ne face să ne antrenăm în fiecare zi la potențialul nostru maxim. Ne antrenăm cu gândul la medalia de aur. Apropo de antrenamente, câte ore stai aici la bazin? Între o oră jumate, două ore și patru ore, depinde de zile ale săptămânii. Dar de regulă un antrenament ține între o oră și jumătate și două ore. Cine crezi că ar trebui să poarte drapelul la Jocurile Olimpice? Asta este o foarte bună întrebare. Sunt foarte mulți medaliați olimpici, chiar și de la Rio, chiar și de la Londra și Beijing. Sunt fetele de la scrimă, este Simona Halep, care a fost numărul 1 mondial. Cred că sunt niște personalități foarte importante din lumea sportului românesc care merită să poarte acest drapel. Acum, nu pot spune că am un favorit, pentru că fiecare sport e diferit și apreciez pe fiecare în parte la performanțele personale la care au ajuns, așa că mă bucur că nu eu decid. Dar ți-ar plăcea să-l porți? Ar fi o onoare, cu siguranță ar fi o foarte mare onoare pentru mine, însă nu cred că mă ridic la nivelul celorlalți sportivi din sportul românesc. Deși, odată, poate în 2024, după ce voi ieși și eu cu o medalie, să sperăm, Doamne ajută, voi avea curajul să mă ridic la nivelul lor și să spun că îmi doresc să port și eu drapelul. Spune-mi, te rog, știu că ești student sau nu știu, ai întrerupt acum să te pregătești pentru Jocurile Olimpice. Care este situația în momentul de față? Practic, eu am făcut 2 ani de facultate. Am început în 2016 la Babeș-Bolyai, la Cluj, facultate de psihologie. Am făcut primul an, după care am acceptat o bursă în Statele Unite ale Americii, în Los Angeles, University of Southern California, tot pe profil de psihologie. Însă am renunțat la această bursă anul trecut și am ales să revin în țară, să mă antrenez special pentru Jocurile Olimpice și alte campionate internaționale, campionate mondiale și campionate europene. Și, din păcate, anul trecut, în august, m-am dus la Titu Maiorescu să mă scriu în București, acum fiind aproape de București, să fac facultatea acolo tot pe psihologie, însă am venit prea târziu, practic, în august și n-am mai fost locuri la învățământ la distanță, pentru că era singura variantă în care puteam să continui facultatea. Așa că planul meu este în continuare să mă scriu de vara aceasta, din anul următor tot la psihologie, pentru că asta doresc să termin. Pe scurt, vreau să întreb, știu că voi aveți psiholog. De ce aveți nevoie de el? Din extrem de multe puncte de vedere, cred că este foarte benefic unul la unul cu sportivul, pentru că este un mediu destul de ostil, cred că. Eu, antrenându-mă singură și având programul acesta, sunt destul de solitar și munca poate fi destul de grea și se poate pune o presiune foarte mare pe, neapărat pe mine, dar pe sportivi în general și pe mine incluzându-mă. De aceea și eu lucrez cu doi psihologi, unul psiholog sportiv de la Comitetul Olimpic și un psiholog energoterapeut, și lucrez cu amândoi ca să mă mențin într-un oarecare echilibru pe mine și pe mine în raport cu echipa. Robert, îți mulțumesc mult și vreau și eu să te văd acum la antrenament, bineînțeles, și vreau să te vadă și băieții. Răzvan, Dani, înapoi la voi. Mulțumim, Floriana, o bucurie să trimitem olimpicii la antrenament, bineînțeles. Cum îi trimiți tu pește amicii la o tură de bazin, nu-i trimite nimeni.
Ia uite peștile! Sunt curios după atâtea materiale dacă Florian a învățat măcar să nuate câțiva metri. Știți că ea a umblat prin toate bazinele din zonă, dar nu prea în nuată. Să ne vedem cu bine, mulțumim tare mult, suntem fericiți să aflăm că avem cel puțin un trimis la Tokyo.